Edith Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Aurel, vă felicităm cu frumosul jubileu care îl sărbătoriți astăzi. Să trăiți mulți ani, multă sănătate și multe bucurii. Și aceste flori sunt pentru dumneavoastră și șampania pentru masa de sărbătoare, pentru că aveți un motiv așa foarte frumos de a servi de sănătatea dumneavoastră toți cei care vor veni la ziua dumneavoastră. Vă punem la încercare să ghiciți cine a solicitat această surpriză sau de cum intuiți. Greu de spus că au să fie rudele apropiate și fiecare dintre ei poate să facă lucrurile astea. Fiii, părinți, altcineva. Nu avem departe așa, de departe, nu avem pe nimeni. Această surpriză este cu mult drag pentru dumneavoastră, din partea acelei persoane pentru care astăzi este la fel o zi foarte, foarte importantă, pentru că exact cu 5 decenii în urmă a devenit mămică. Este din partea mămicăi, care împreună și a tăticului, care au venit la dumneavoastră cu o surpriză dulce, să aveți o viață dulce și frumoasă, să știți că ei vă urează tot binele din lume și se roagă să trăiți mulți ani. Să trăiești și dulce și mai departe, cum ei trăiești și 50 de ani? Și sănătoși împreună, să aveți bucurie de la fioraș, de la noi, de la iubita voastră nepoțică, care o iubiți din suflet. Să fii sănătos, să-ți iubești soția, care o iubești și o onorezi și o stimezi din tot sufletul. Și până la adânci bătrâneță, să fiți împreună. Mulțumesc! Domnul Aurel, noi dăm citire mesajului care prin telefon părinții dumneavoastră ne l-au spus pentru dumneavoastră. Cu ocazia jubileului de aur, pe lângă toate urările frumoase care îți sunt adresate ție, scumpul meu fecior, îți urăm și noi să trăiești mulți ani cu mult noroc. Fie-ți viața senină, ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. Îți dorim o zi de neuitat care să țină o viață întreagă. Sunt nespus de mândră și mulțumită că te văd împlinit și fericit. Sunt bucuroasă că în drumul vieții tale ai alături oameni buni care te stimează și te iubesc. Mă rog de sănătate pentru tine și familia ta minunată. Sunteți atât de frumoși și scumpi sufletului nostru. La mulți ani fericiți! Acest mesaj este semnat de părinții dumneavoastră, Valentina și Valeriu. Mulțumim frumos la toți! Doamna Eleonora, ne spuneți ce orare aveți pentru soțul dumneavoastră care astăzi sărbătorește jubileul de aur? Da. Eu și pot să-i spun soțului meu să-i doresc în această zi. A fost dimineață cu nori, dar peste zi nu a mai fost un pic de ploaie. Așa să ne fie și viața în viitor. Numai cu soare, cum a fost și până acum, cu iubire, cu înțelegere. Și îi doresc sănătate din tot sufletul, că e mai scumpă decât toate. Și să-și împlinească dorințele și realizări mai departe, că viața continuă. După 50, viața abia începe, cum spune. Și asta, să ne bucurăm de copii, de nepoți, să mai avem încă și nepoții ne prelungesc tinerețea. Asta-i. Sănătate și simt împreună până la sfârșit. E o singură dorință să mai văd și pe Delina. La nuntă. La nuntă, mireasă. Lăsați poarta larg deschise și lumina în casă aprinse. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă.
Îi lăsați poarta larg deschise și lumina în casă aprinse. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. În pahare mai turnați, ciocniți amici și frați, să urăm cum se cuvine anul nou numai de bine. Anul nou este viață, bucurie și speranță, este zâmbet și lumină, toți îl așteptăm să vină. Lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă. Îi lăsați poarta larg deschisă și lumina în casă aprinsă. Și-au să vină ei îndată ce doriți ca să vă vadă.